Jurnalul Orei 20, bună seara, apel surprinzător al președintelui Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, către unii candidați. Acesta le-a cerut lui Nicolae Ciucă, Elenei Lasconi și lui Mircea Joană să găsească o soluție în al 11-lea ceas pentru a nu fragmenta voturile românilor. Bolojan i-a rugat pe liberal, dacă se va face o înțelegere între cei trei candidați, să o respecte. Șefa USR, Elena Lasconi, a reacționat rapid și a transmis că e de acord cu Ilie Bolojan, însă a menționat că Nicolae Ciucă a exclus deja această variantă. Ca român, fac un apel public către trei candidați importanți, domnul președinte Nicolae Ciucă, domnul Mircea Joană și doamna Elena Lasconi, să găsească o soluție în al 11-lea ceas. În aceste zile să nu fragmentăm voturile pentru modernizarea României. Vă rog să vă gândiți că cei care nu se gândesc la istorie riscă să repete niște greșeli. Și 2000 este destul de aproape. Și nu va mai conta cine va fi pe locul 3, 4 sau 5. România merită acest lucru. Ilie Bolojan pare că face un pas înainte pentru o posibilă alianță după alegeri. Președintele liberal al Consiliului Județean Bihor spune că în acest context electoral o alianță este soluția. Dacă vrem să avem un stat eficient care nu-și risipește resursele, dacă dorim să avem o țară de încredere cu reguli bune, dacă dorim ca dezvoltarea să însemne și creștere economică pentru cât mai mulți români prin muncă și prin antreprenoriat, PNL, cu toate slăbiciunile lui, poate să facă aceste lucruri. Liderul liberal face apel la colegi să înțeleagă situația și să respecte o posibilă alianță. Dacă se va face o înțelegere, și eu sper să se întâmple treaba asta, eu și vă rog și pe noastră să o respectăm, dar dacă nu se va face, așa cum am spus și la întâlnirea precedentă, vă rog să votați pentru responsabilitate, pentru experiență, pentru bun simț, vă rog să votați rațional și util Nicolae Ciucă președinte. O reacție imediată a avut șefa USR Elena Lasconi. Da, sunt de acord cu ce spune Ilie Bolojan. Ce spune acum domnul Bolojan chiar în fața șefului PNL Nicolae Ciucă, eu am tot spus. Da, dacă vrem să oprim blatul PSD, este nevoie de un gest ferm. Candidat unic de dreapta. Domnul Ciucă a refuzat deja să facem sondaje independente pentru a stabili cine este cel mai bine plasat și pentru a avea un candidat comun. Dacă stă atât de bine în sondaje, cum se laudă prin articolele plătite, de ce se ferește să fac asta? Am venit cu această soluție pentru viitorul României, a transmis Elena Lasconi. Președintele PNL Nicolae Ciucă a lansat din nou acuzații la adresa liderului AUR despre posibilă alianță cu PSD. Ciucă l-a comparat pe George Simion cu Țeapa Nordis. George Simion este o țeapă la fel de mare precum cea de la Nordis. N-ar trebui să ne mire, pentru că și Nordis și Simion au în spate PSD-ul. Binomul PSD-AUR vrea să ia tot. Este vorba de o alianță, acum subterană, mai apoi la vedere, între agenții imobiliari ai totalitarismului, Marcel Ciolacu și George Simion. Nu au limite și ați văzut deja de ce sunt capabili în relația cu instituțiile de stat și private. Unul le manevrează după bunul plac, altul dă buzna în ele, tot după bunul plac. George Simion este visul de aur al tuturor celor care vor scoaterea României de pe traseul euroatlantic. Trompete antioccidentale și populiste își freacă mâinile în aceste zile, gândind la ce ar putea însemna intrarea lui Simion în turul al doilea. George Simion nu-l va împiedica pe Marcel Ciolacu să facă praf economia României, pentru că
El nu înțelege economie. Când nu ne spune că importăm uraniu de la talibanii din Afganistan, ne spune că PIB înseamnă procentul național brut. Liderul AUR s-a înconjurat.